Ministrul familiei Natalie Intotero a fost implicat într-un accident de circulație pe DN7 în județul Vâlcea. Mașina în care se afla demnitarul s-a răsturnat într-un șanț după ce a fost lovită de un alt autoturism. Șoferița care a provocat accidentul ar fi venit de pe contrasens și nu s-ar fi asigurat. În urma impactului, ministrul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Râmnicu-Vâlcea pentru investigații medicale. Natalia Intotero nu a fost rănită, însă aceasta este procedura SPP în astfel de cazuri. Ambi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, însă rezultatele au fost negative.